Vremea de afară aduce cu ea și vroze. În ultima săptămână, numărul celor care ajung la spital din cauza infecțiilor respiratorii a crescut, iar cel mai mult sunt afectați din cauza virozelor copiii și bătrânii. Care sunt simptomele și cum pot fi prevenite infecțiile respiratorii acute, urmărim în reportajul următor. Potrivit medicilor, în această perioadă se înregistrează o creștere a numărului de îmbolnăviri cu infecții respiratorii. Astfel, doar în luna ianuarie s-au adresat la medici peste 80 de persoane în raionul Glodeni, dintre care peste 50% de cazuri au fost copiii. De asemenea, au fost înregistrate și 52 de cazuri de pneumonie la copii și 11 cazuri la adulți. Persoanele care sunt mai frecvent afectate de virusii respiratorii sunt copiii care se află în colectivități, persoanele care au o imunitate compromisă, cum sunt persoanele de vârsta a treia, pacienții care au mai multe boli cronice, boli pulmonare, boli cardiace. De asemenea, femeile gravide se îmbolnăvesc des și mai sunt și alte categorii de populație care se află în colectivități. Deci, una din măsurile de prevenire a virozelor ar fi ca dacă este cineva bolnav în colectiv sau ceva, numai decât trebuie să se adreseze la medic, ca să fie izolat, chiar în casă, este nevoie ca pacientul să fie izolat, să se păstreze cu strictețe regulile de igienă personală, de asemenea, încăpirea unde se află pacientul să fie aerisită de câteva ori pe zi. Pentru a preveni boala, de asemenea, aș recomanda ca să se folosească în alimentație cât mai multe fitoncide, alimente care conțin fitoncide, acesta este ceapa, usturoiul, fructele, legumele, care este o sursă foarte importantă de vitamine. Oamenii spun că încearcă mai întâi să se trateze cu metode naturiste. Ne îmbrăcăm mai gros în timpul iernii, să bem ceaiuri fierbinți, să consumăm mai multe vitamine. Asta-i. Mă stăruc mai mult să stai în casă. Cum îl scot afară, dar mai mult ca să stai acasă. Se poate mâncat mai multe fructe, chiar și ceapă, usturoi. Ceai, limon, mă взяли с медом, даем детям молочко, Естественно, лекарства нам, без лекарств мы никак. Натирание детям. Medicii atenționează să avem grijă de sănătate în luna februarie, deoarece sporește numărul îmbolnăvirilor cu infecții respiratorii acute.